despre activitățile care se organizează în Orhei. Doar 15% din tineri noi am menționat că participă la acțiuni de voluntariat. La 5%, conform de multe statistică, tinerii ocupă din timp liber, da? Și majoritatea acestor ei se ocupă cu statul la calculator și cu prieteni. Noi avem nevoie de practică. În anul 2013, 92.000 din populația Moldovei erau șomeri. Asta reprezintă 17,8% dintre tineri. Guvernul din trecut și până în prezent, până acum, nu a soluționat problema, noi așteptăm ca viitor ea să fie soluționată. Noi vorbim despre dreptul la vot. Problemele tinerilor țin și de domeniul psihoemoțional și sunt influențați. Noi știm cu toții că în afara școlii, deja nimeni nu mai despre tine. Siguranța adolescenților, pe care noi mizăm foarte mult din cauza că viața oricărui tânăr este importantă pentru dezvoltarea ulterioară.